Cum au aflat de la televizor, ce avere Zăcean Bojdeuc, a femeii de 88 de ani, au și apărut pretendenții. Până acum s-au arătat un frate, un nepot, dar și câteva rude neștiute de nimeni. Sora mea a fost de a muri. Da. Are acte, are toate. Care are acte să vină aceea să demonstreze? Și în sat au apărut rude despre care nimeni nu știa că există. Primarul din Târgu Cărbunești este revoltat și le bate obrazul celor care au neglijat-o pe bătrână zeci de ani. Acum nu se răci bine în pământ și îi cere banul, care amărât, l-a pus deoparte. Eu nu știu, e proverbul ăsta românesc, la pomeni înainte și la plăcinte și la război înapoi. N-a fost în stare să-i dea un pahar de ceai și ai mei din bătătură, cei care s-au ocupat de segmentul respectiv, au monitorizat-o de 3 ieri încoace. Autoritățile așteaptă acum clarificarea situației și cer ca cei 2500 de lei cheltuiți pentru înmormântarea bătrânei să fie restituiți primăriei.